tuturor, sunt Oana și bine ați revenit la un nou clip. Sunt cu Alexandra. Bună tuturor! Ați văzut-o și clipul ei precedente. Precedente pe noi. Precedente. Și astăzi avem un clip nou pentru voi. L-am văzut prima dată la Ana, de pe Anitana. Anitana. Cred că așa e canalul. O să vă las un link spre videoclipul ei în descriere ca să vedeți acolo ce idee a avut ea. Ideea este în felul următor. Eu am adaptat-o puțin, nu am luat-o exact ca la ea și anume eu am ales două cărți din bibliotecă de la mine pe care Alexandra nu le-a citit, pe care eu le-am citit și care mi-au făcut foarte mult și îmi doresc și mai mult ca ea să le citească. Deja mi-e frică. Așa, și ea a ales din biblioteca ei două cărți pe care ea le-a citit, eu nu le-am citit și pe care ea vrea ca eu să le citesc. O să fie interesant, o să vedeți. Noi nu știm ce cărți nu, aveți fiecare dintre noi. Nu, n-am văzut încă ce mi-a adus. Acum, o să da. Fie în premiere. Prima dată... Premiere. Așa. S-a găsit. Prima dată o să-mi dea ea cărțile mie. Arată-mi una și spune gen de ce vrei să o citesc, tot că... Ok, ok. Prezintă ce carte este, nu vreau să văd. Poți să-ți. Aaaa! Eu m-am dus să citească Tiger Lily de Judy Lynn Anderson. Acesta e? Judy Lynn Anderson. Acesta este o carte care abordează povestea lui Peter Pan. Și mie personal mi-a plăcut extrem de mult. Am și plâns, dacă îți amintești, la școală, la finalul ei. Practic, acesta urmărește povestea lui Peter Pan, doar că din perspectiva unui alt personaj. Și, de fapt, Tinkerbell este cea care ne spune întreaga poveste, ce se întâmplă în jurul ei, pentru că ea este povestitorul, dar nu poate să intervină, practic, asupra lucrurilor care se întâmplă acolo. Pe când ea urmărește îndeaproape pe Tiger Lily, care este fata unui șef din Grimm. Cei care ați citit Basmul sau sunteți familiar cu povestea, știți de la cine mă refer. Am un primul coperță de genul ăsta. E genial!
dragă. Și eu sper. Eu cum o să citesc în paralel cu ce mai vreau să citesc, dar o să fie fain. E cu o navă spațială care... Am auzit, am țin minte despre ce era vorba. Se desfășoară în spațiu. Da. Ei sunt ultimii supraviețuitori ale rasei umane. Nu? Și s-au pus stație spațială. Da, și mă rog, au... naufragia, ceva de genul. Și cred. Sunt derivă în spațiu? Nu? Sunt derivă în spațiu? Nu, gen, nava pe care sunt ei, nu știu, explodează, ceva de genul. Aoleu. Da, explodează. Aoleu. O să fie interesant. Măi, eu citesc, oricum voiam să citesc asta. Că ți-ai plăcut foarte tare și mereu am fost curioasă. Tipa e fica unui om bogat și el are 18 ani și gen e rog de război, dar nu vrea să zic asta și în final află ce se fapt că zic asta. Nu mai ține aminte ce e. Și ajung pe o planetă pustie, acolo găsesc niște forme de viață super ciudate, având voci, chestii dintre astea. Băi, da, și vor să ajung să fie salvați. Mai de mult, da, de mult timp am vrut să o citesc, pentru că ți-ai plăcut foarte tare și din perspectiva de o personaje, da, cum sunt mie. Da. Cum următoarea de la tine, hai. Gata, uite-te. Nu ți-am adus nici strategii, mai nici Cassandra, pentru că ai zis că sunt mare. Și aveam nevoie de ele. Deci, în cartea asta, mi-a plăcut la nevoie. Hai, dar ce scris micare. Vai, mor! Mi-a plăcut cartea asta la nebunie când am citit-o. Da. E prima carte pe care am citit-o în care eroul e fată. E prima carte pe care am citit-o. Hai, că ți-te pune. Mamă, dar ce photoshopată! Mă! De ce cu ea? Mi-mi place, o ador! Nu-mi place! Vai, deci una dintre copilații mele preferate. Când o să am cartea mea, vreau să o caut pe artista care a făcut chestia asta și o să o rog să fac și mie o pertă. Doamne, e oribilă ființa asta. Dar nu, e super... Uite un pic cum arată, e super ciudată. E, ea e ciudățică. Dar e, mie îmi place. Da? Bine. Bun, această carte urmărește... Ai, nu mai zi totul, eu n-am zis nimic despre ea. Ba da, ai zis cum speram și codează nava. E foarte posibil să nu mai fi mai lini. Băi, dar serio, dacă nu știu, hai, 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 de da. Cu anilor. Mă bucur, ea le află acolo în bibliotecă și nu mi-o dai pe aia. A, dar e a doua din ce serii. E a treia. A treia, da. Nu te uita. Wow. O să fii foarte interesat. Amă, deci gen, cred că te-am înnebunit cu cartea asta când bai, atunci când am citit-o. Regina Roșie. Nu, volumul 2 de la no, Regina Roșie. No, ba, no, da, nu, bă, nu, bă, nu, bă, nu, bă, văzut-o. Nu, nu te uita. Deci nu pot să-mi imaginez pe tipa aia de tu.
Nu, nu știu de ce. Așa am presimțire. Pentru că știu și de nu ce. Nu am frate. De ce te regăsești tu în asta? Da, prea multe. Nu am frate. Nu am frate. E, mai... Nu contează. Ideea e că... Este un frate cu o soră. Fratele are un prieten cel mai bun. Sora se îndrăgostește de el, dar fratele ei... Poți să spui despre carte, dar eu n-am putut să spun. Fratele ei nu-i dă voie să se întâlnească cu el cum ar veni. Ea zice da, dar ei continuă să se vadă în secret, să sunt amorată. Dar doar în secret, pentru că în rest ei sunt prieteni. Am un sentiment de deja vu. Am vrut! Da! Doar să faci asta! Regulile sunt invadate de promisiuni! Promisiunile sunt încălcate! Oh, da! Regulile sunt spulberate! Iar iubirea devine urât! Wow! Da! Sper să-ți clasă! Păi și eu sper! Nu e genul tău, genul e chiar doar... Chiar e total separat de orice carte. Nu, ai citit spulberă, mă! Bine, ai Ana. Ai fantasy. Da, de fapt, da. Hardcore, adică fantasy. Am citit fericirea CPA și fericirea mea, ești tu, genul. Tot timpul am crezut că spulberă, mă, e tot la fel o poveste de dragoste. Nu e, mă. Tot timpul am avut senzația. Tipa omoară atingând. Cum pare azi asta poveste de dragoste? Și abia nu știu timpul cum ai și coperta un pic defectuoasă, adică... Vai, deci... Bine, revenim la asta. Dacă nu citești, vreau să reflectezi cu mine. Știu că... Eu nu știu o poveste de trasă, dar nu poate să știi și pe... Da, deci ia-ți cele două cărți. Aceste trebuie... Hai să... Când le citim? Păi nu știu, le citesc că... Acest clip de video. Dacă sunt doritori care vor să facă acest clip de video, puteți să faceți, puteți să îmi trimiteți și mie un link ca să văd și eu. Vă dau un like. Link-ul pentru canalul meu va fi în deschidere. L-am pus la celălalt, am uitat. Ți-am zis eu și le pui, nu ai fost plăcut. Viitoare. Da, vă urez spor la citit și ne vedem data viitoare. Pa, pa!